proverb spune că iarna nu-i ca vara, însă regula nu se aplică și pentru câțiva muncitori care lucrează la izolarea termică a unei grădinițe din comuna Bălești, deși construcția nu are acoperiș, iar lucrările ar putea fi compromise din cauza condițiilor de iarnă. Primarul comunei a declarat că lucrarea nu va fi afectată. Muncitorii firmei de construcții lucrează de zori în condiții de temperaturi foarte scăzute la izolarea exterioară a grădiniței din satul Ceauru, comuna Bălești. Fostul candidat la primăria Bălești, Florin Papuc, a sesizat problema autorităților competente, însă nu s-a luat nicio măsură și îl acuză pe primarul comunei Bălești, Mădălin Ungureanu, de această situație. Se reabilitează grădinița din satul Ceauru, comuna Bălești, cu suma în jur de 20 de miliarde de lei vechi, aproape jumătate de milion de euro. Deci constructorul lucrează pe timp de iarnă, ceea ce mi se pare ceva aberant. Eu am făcut o sesizare la inspecția în construcții acum câteva săptămâni, nu știu ce se întâmplă. Probabil a intervenit domnul primar, că îl cunoaște pe șeful de acolo. Îi plachează zidurile grădiniței cu poliester, polistiren, și nu este acoperiș. Gândiți-vă și dumneavoastră, dacă plouă, când a plouat, s-a infiltrat apa printre poliester și acel lucru într-un an, doi pică. Deci nu știu ce se întâmplă. E vorba de 20 de miliarde de lei. Mădălin Ungureanu, primarul comunei Bălești, a declarat în schimb că lucrările la grădiniță nu vor fi afectate de vreme. S-a pus zăpadă. Care este problema? Ce treabă are zăpada cu poliesterul, cu frigul? Oare cum să fie afectată de condițiile meteo? Investiția la această grădiniță se ridică la valoare de 20 miliarde de lei vechi. Dacă lucrările exterioare vor fi compromise, autoritățile locale vor pierde banii.